Revenire senzațională pentru americanul John T. Flowers. Basketbalistul lui CSU Asesoft a jucat din nou după doar șase luni. Anul trecut, în octombrie, Flowers și-a rupt tendonul la meciul cu turcii de la Pinar Carsiaca. Având în vedere gravitatea accidentării, conducerea clubului susține că americanul și-a revenit miraculos. De la jucat la echipa a doua a clubului într-un în meci din Liga Secundă de Basket. Flowers spune că se simte excelent și speră să contribuie la titlul cu numărul 10, dorit de toată suflarea albă-albastră. Pentru aceasta, în semifinalele campionatului, băieții lui Arnautovici trebuie să treacă și de rivalilor istorici, jucătorii de la Mobitel Cocluj. Aceștia s-au impus 3 la 2 la general în fața sibienilor. Acum vor da de burlacu și compania, iar primele două confruntări se vor desfășura săptămâna viitoare la Ploiești. Pentru aceste meciuri sunt puse în vânzare bilete la prețul de 5 lei. Acestea pot fi cumpărate de pe rețeaua cu care clubul colaborează, de la magazinele partenere, dar și de la stadionul Ilie